Alexandra, cum a fost jocul? Cum te-ai simțit aici pe scaun? Ce să spun, a fost un joc excepțional, dar pe lângă asta a fost jocul cunoașterii, că cumva fiecare dintre participanți are o poveste și povestea spune de esența omului și nu am luat în calcul premiu sau așa, la început da, dar nu știu, poveștile și tot ce s-a întâmplat aici a însemnat mult mai mult decât jocul, un simplu joc. Cum ai ales cutiile? Ai avut o strategie? Te-ai dus pe intuiție? Zile de naștere? Doar pe intuiție. Deci priveam în sală și cumva numărul care, nu știu, mi-a ieșit în evidență, am mers pe el fără nicio strategie. Dar totuși ai ales cutiile bine, pentru că știu că pleci acasă cu o sumă generoasă. Da, este o sumă generoasă, dar sunt mult mai câștigată decât suma, exact cum am zis și mai devreme. Jocul acesta a adus povești, oameni cu povești și am cunoscut oamenii și povestea lor și mă consider mult mai norocoasă decât, adică câștigată decât suma pe care am. Asta a fost un bonus, suma. Păi și spune-mi totuși, te-ai gândit ce o să faci cu banii ăștia, adică... Da, voi merge într-o vacanță împreună cu familia mea. Ok, n-o să, valoarea asta nu o să-mi ajungă pentru ce mi-am propus eu, dar mai punem acolo și mă ajută, da. Și o să fac, o să îndeplinesc visul acesta. Cum ți s-a părut experiența Bate în Palma? Cu ce pleci de aici? Pot să spun că experiența aceasta m-a învățat mai multe lucruri despre mine. Adică contactul, nu contactul, fiecare persoană pe care am cunoscut-o, cumva la acele persoane am regăsit ceva din mine sau poate chiar am avut de învățat ceva despre mine, că a fost cu plusuri, cu minusuri, adică un amalgam de emoții, dar... Foarte frumos, oricum totul.